Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Integritatea. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește. Proverbe, capitolul 11, versetul 3. Cuvântul integritate derivă de la cuvântul întreg, termenul matematic ce desemnează numărul întreg în opoziție cu fracția. Așadar, când umbli în integritate sau neprihănire, înseamnă că spui întregul adevăr, nu numai o parte din el. De aceea, când depunem jurământ la tribunal, ne angajăm că vom spune adevărul și numai adevărul și nimic altceva decât adevărul. Oare de ce denaturăm adevărul? De ce îl înfrumusețăm sau spunem jumătăți de adevăr? Uneori o facem pentru câștiguri bănești, alteori pentru a obține avantaje sociale, uneori pentru a ne ascunde faptele, alteori pentru a ne apropia anumite beneficii. Iacov, al cărui nume înseamnă înșelătorul, a conspirat cu mama sa, înșelându-și tatăl pentru a primi dreptul de întâi născut, o moștenire de două ori mai mare, care aparținea de drept lui Esau, fratele său mai mare. Și Iacov a plătit scump și a irosit 14 ani din viață ca fugar, muncind pentru socrul său, care a fost un înșelător mai mare și mai priceput decât Iacov. În cele din urmă, în disperare, Iacov a avut o întâlnire cu Dumnezeu, de la care a auzit aceste cuvinte: Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Geneza, capitolul 28, versetul 15. În acea zi, sistemul de valori al lui Iacov s-a schimbat și cel ce a luat a devenit cel ce a dat. El i-a spus lui Dumnezeu: îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Geneza, capitolul 28, versetul 22. Iar după aceea, Dumnezeu l-a binecuvântat mai mult decât visase el vreodată. Iacov s-a întors acasă după mulți ani, alături de o familie frumoasă, mari bogății și un nume nou, Israel. Adevărul este că integritatea îți aduce beneficii de fiecare dată. De ce? Fiindcă Dumnezeu garantează asta.